Pe drum cu prioritate la Europa FM cu Cătălin Striblea în studio. Asta înseamnă că pregătim rațiunea zilei. Salut, Cătălin, bine venit. Salutare, bine și pe găsit. Facebook, pe pagina Radio Europa FM. Salutare și pe Facebook. Despre niște anunțuri de angajare, înțeleg că o să vorbim. M-am uitat și eu pe site-ul celor de la STP. Cred că îmi trebuie permisul la categoria D, dacă nu mă înșel. Da. Că în rest, cred că m-aș califica oarecum. Experiență, da. Pricep la mașini. Bine, sunt vreo 2 ani de transport public. Aici nu prea mă... Da. Dar la câte persoane am înțeles. Plimbat eu cu mașina, cât m-aș califica. Corect, așa. Da. Autobuz ai condus? N-ai condus. Autobuz nu. Nu, m-am oprit la un tir. Da. Nu, glumesc. Am făcut un drive test la un moment dat. Da, pe asta întreb. De drive test. Da. Dar nu se ies cu el în public, pe drumurile publice. Era un eveniment acolo. Se lansa un... Și? A fost fain cu tirul? Băi, excelent. Zici că ești în avion, adică nu simți nimic. Bine, era și eu un tir din ăla de generație nouă, potoliu, loc de scaun. N-aveai vagon după tine, aveai doar cabina. Doar cabina, da. 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 Trebuie să fie distractiv. Da, sunt curios ce se va întâmpla. Va veni o garnitură nouă de șoferi STB sau se vor răzgândi cei care sunt... Dar ne explici tu mai multe. Da, te rog. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Astăzi în București este a 5-a zi de grevă ilegală, căci așa este cuvântul corect, grevă a șoferilor de la STB. Știți că instanța a pronunțat această grevă ca fiind ilegală încă de la jumătatea săptămânii trecute, dar asta înseamnă că oamenii nu se întorc la lucru, ceea ce este o premieră, pentru că conflicte de muncă am mai avut, conflicte de muncă instrumentate politic, nemulțumire ale oamenilor, în general, astea sunt lucruri care se întâmplă. România e funcțională din punctul ăsta de vedere. Premiera este însă acum că mai mulți oameni s-au hotărât să treacă peste o hotărâre a instanței, ceea ce le aduce niște bonoase personale relativ importante și ăsta e subiectul la care ca țară trebuie să fim atenți. Pentru că a încălca o hotărâre judecătorească îți dă un dosar penal care este pedepsit între 3 luni și 2 ani sau amendă în cazul acesta. Depinde de gravitatea faptei. Ori toți oamenii care refuză să meargă la lucru, pentru că știți că o parte dintre șoferi merg la lucru, se supun acestei posibilități. Adică statul român poate să vină astăzi cu procurori. Eu mă și mir că o face cu așa încetineală, adică statul român, prin intermediul procurorilor, poate să deschidă dosare penale la adresa acestor oameni. Sindicatul s-a cam spălat pe mâine, am observat din ultimele declarații. Șefii, oamenii sunt scoși la înaintare. Și a zis, domnule, nu e chiar o grevă, e un conflict spontan de muncă. Asta ar putea să stabilească o instanță, pentru că dacă te trezești cu un dosar penal care e pe numele tău, nu e în grup, sigur că sindicatele îți promit avocat și îți promit o forță de negociere. Da, dar nu e o plăcere. Nu e o plăcere să ajungi la în fața unui procuror să dai cu subsemnatul, pentru că nu știi exact cum să rezolvă mersurile și cotloanele acestei situații. Pe de altă parte, mai sunt două lucruri de spus aici. Oamenii ăștia au și revendicări îndreptățite și trebuie să spunem asta. Ei nu lucrează în cele mai bune condiții. Salariile lor sunt mari, dar nu mai sunt atât de mari, adică au mai pierdut din bani de acolo. Nu e lapte și miere în toată chestiunea asta. Știu că multora, și aici pot începe discuții infinite, le se pare că salariile pe care le încasează sunt mari, 5.000, 6.000, 4.000 sau ceva de genul ăsta, dar fiecare e cu casa lui și cu judecata lui și cu nevoile lui în viață. Și mulți dintre oamenii ăștia muncesc cinstit și duc o viață nu dintre cele mai bune. E dreptul lor în a protesta, dar a protesta legal. Și încă un aspect care merită spus aici, această grevă, pe fondul acestor nemulțumiri, acoperă și un audit făcut de șefii companiei sau de companie, care arată că în această structură, cu acoperirea unor oameni de sindicat sau chiar a sindicatului, se întâmplă enorm de multe de acte de corupție. Sau asta e acuzația lansată, da? Care țin de furturi de combustibil, țin de livrare de piese, de tot felul de lucruri de genul ăsta,
care sau de, cum să zic, combina gel politice din astea, care în mod normal, lucruri care în mod normal n-ar trebui să se, să se întâmple. Adică planurile sunt separate, dar când planurile astea vin toate la un loc și ele încep să se acopere unul pe altul sau să stârnească confuzie pentru noi, revenim la ceea ce are însemnătate pentru interesul public și facem un pas în spate și ne uităm așa, ce este important? Important este pentru acest oraș ca de mâine, că azi nu se simte lumea asta acasă, e liber, dar de mâine aceste servicii ar trebui să meargă. Dacă nu merg aceste servicii, este o chestiune ilegală și, din punctul meu de vedere, lumea ar trebui să se întoarcă la muncă și să-și reia protestul pentru revendicările corecte, dar să și le reia respectând pașii legali, pentru că despre asta e vorba. Ne întoarcem la muncă și declanșăm conflictul de muncă așa cum scrie la carte, nu? Că de fapt asta se spune. Când ți-ai declanșat conflictul de muncă ca la carte, poți să stai în grevă și 6 luni de zile sau cât îți permite legea. Dar el ce trebuie să facă? Să urmeze niște pași. Pentru că altfel intrăm într-un tip de atitudine care nu e convenabilă nimănui. Pentru că la un moment dat să vor opri serviciile, nu știu, medicale sau serviciile școlare. Și nimeni nu se mai vrea să reia lucru, deși e ilegal. Atunci familiilor, oamenilor care lucrează la STB, le va conveni că nu pot ajunge la doctor sau faptul că, eu știu, copiii lor, elevi, nu vor ajunge la școală? Cu siguranță că nu le-ar conveni acest lucru. Este vorba de un echilibru aici. Aveți dreptate în ce faceți, e protest, vă rog frumos, duceți-vă la lucru, de mâine declanșați-l, sunt niște pași prevăzuți de lege și stați în grevă până când se rezolvă și ultima problemă. Da, și mai e o chestiune sensibilă aici, pentru că n-a trecut foarte mult timp de când STB-ul a majorat tarifele la abonamente și la călătorie. Oamenii și-au plătit în continuare aceste abonamente și acum ce se întâmplă cu acele abonamente? Se vor prelungi pe câte zile? Pe 3, pe 4, pe 5? Evident. Așa ar fi normal, ca să nu mai spun de alte... Nu uita că e și subvenție la mijloc, dincolo de ce se plătește, bucureștenii plătesc o subvenție, adică eu militez întotdeauna pentru echilibrul societății. Ori lucrurile astea împinse la extrem în momentul ăsta cauzează mai mult rău decât bine. Eu nu cred că cineva își atrage simpatie. Sincer, nu cred că șoferii să fac simpatici. Aveți drepturi, respectați-ne și pe noi. Despre asta e vorba. Cât despre atitudinea autorităților din România care angajează, știi, e o diferență. Închipuieți-l pe întâmplându-se așa ceva pe vremea lui Băsescu sau chiar cu Drulă. Înțelegi? Da. Diferența de atitudine. În fine, vedem și mâine, că e și mâine e zi, nu? Nu mai zic că n-ar mai trebui să existe lider de sindicat cu carnet de partid. Dom'le, nu contează partidul, pentru că nu te mai crede nimeni atunci când... Asta, când s-a întâmplat chestiunea asta în anii 2000, eram și eu. Tot asta făceam, ce fac și acum. Și când noi toți am zis, a trecut așa ca trenul și am zis, bă, nu e bine, nu e în regulă, de ce ar trebui să fie așa? Mulțumim, Cătălin, de găsit discuția și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Ne reîntâlnim mâine. Toată muzica pe care o iubești. It's a little piece of everything that you like. It makes the time go faster. Keeps you upbeat. Cea mai bună muzică de ieri și de azi e aici. Europa FM.